În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. De ajuns îți este ție mărturia Domnului, spune troparul Botezătorului și prorocului Ioan înainte mergătorului. Nu-i prima oară și nu-i singurul moment când personalitatea Sfântului Ioan Botezătorul este prezentă în contextul praznicilor bisericești și pomenirea lui în Biserica Ortodoxă. Vorbim de nașterea Sfântului Ioan Botezătorul la Sânziene și aici putem puncta doar atât. Nașterea din doi părinți sterbi prin înștiințare de la înger. Zaharia vei avea un prunc. Zâmbetul de îndoiala lui Zaharia îl așează în postura de a rămâne mut până se naște pruncul și apoi va scrie el personal cu mâna. Ioan se va chema. În felul acesta se dezleagă muțenia, dar și Zaharia se umple de Duhul Sfânt și spune acel frumos stih cu toate capitolele ca atare, cu toate subpunctele, și tu, prorocule, vei fi acelui preanalt și te vei chema, pentru că acest Ioan Botezătorul va fi unicul proroc, și aici, pentru că avem problema punctată pe problema prorociei, trebuie să amintim un singur lucru. Ioan Botezătorul încheie plutonul, dacă vreți, sau numărul de proroci mari, este cel mai mare om născut din femeie și înger întru, singurul proroc care cu ochii lui tot ce a prorocit și cu gura lui și a văzut și a spus, s-a împlinit și este pecetluitorul celor două testamente, Testamentul cel Nou și Testamentul cel Vechi. El este ușa dintre cele două testamente. Mai târziu, Apostolul Pavel va spune în una din epistolele sale, nimeni să nu vă învinuiască pe voi de cele vechi, că sunt o umbră a celor noi, iar Testamentul Nou în cel vechi se ascunde. Odată născut Ioan Botezătorul, trece și el prin aceeași întâmplare prin care trec cei 14.000 de prunci uciși de Irod, deci trebuie supus morții pentru a nu fi periclitată împărăția la împărțirea fiilor săi. Și atunci Elisabeta, din nou, cu darul lui Dumnezeu și cu rugăciune, săvârșește acea călătorie scurtă în grădina viilor, cum se spune, Even Sapir, zona unde se petrece această minune, în pustiul Iudeii. Și acolo muntele se deschide în momentul în care Elisabeta intră și îl crește pe prunc și îl alăptează timp de un an de zile și scapă de sabia ucigașă a ostașilor care căutau din ordinul lui Irod să ucidă toți pruncii de mai jos în ideea de a-L tăia pe Hristos. Crescut în pustie de Elisabeta un an de zile, hrănit în peșteră, la sân, apoi crescut de îngeri cu mană dumnezească, învățat cele dumnezești, Ioan Botezătorul atinge toate stările posibile. Prima stare, cea îngerească. Om născut din femeie și înger în trup, dar cel mai mic în Împărăția Lui Dumnezeu, pentru că avem dimensiunea dintre netrupesc și trupesc. Netrupescul fiind trăirea autentică, haină de cămilă, încins cu curea, hrănit cu miere sălbatică, hrănit cu lăcustră, hrănit cu mană în pustie, hrănit cu fructe de pădure care se găseau în zona Ierusalimului, deci lăstari, cum se spune, el va fi ascetul absolut, Ioan Botezătorul va fi misticul absolut, și aici avem acea expresie a Sfântului Ioan Botezătorul spusă tuturor la Iordan, cel ce m-a trimis, acela mi-a zis. Și aici voi folosi terminologia exact din Noul Testament, ca să avem noțiunea exactă, istorică, geografică și biblică. În anul al 15-lea al domniei lui Cezar Tiberiu, Ponțiu Pilat era procuratorul Iudeii, Irod Tetrarhul al Galilei, Filip, fratele său Tetrarhul al Ituriei,
și ținutului Trahoniei, iar Lisinianis, tetrar al Abilenei. Era împărțită țara Ierusalimului în trei porțiuni și fiecare dintre fiii lui Irod stăpâneau câte o anumită porțiune, iar Ioan Botezătorul era cel care în zilele arhiereului Ana și Caiafa s-a auzit cuvântul lui în pustie. Acest loc, Vitavara, cum v-am spus și data trecută, este un loc marcat de locul pe unde, sau cum îi spunem noi astăzi când mergem la Ierusalim, locul original al botezului, că așa folosim expresia, este locul în care, fiind șes și apa, fiind omoală, când Moise a rămas în muntele Nebo și poporul condus al lui Israel a venit spre malul Iordanului, n-aveau voie să se ude cele sfinte, cortul mărturiei, sicriul legii. Și atunci Iosua Navi lovește cu toiagul lui Moise și Iordanul se despică și ei trec ca pe uscat și intră în pământul Ierihonului. Și acolo va fi și prima bătălie pe care o vor cuceri tot în tipic îngeresc, pentru că primesc poruncă de la Dumnezeu și le spune doar atât. Voi nu știți tactică de luptă, voi nu aveți instrumente și arme să mă luptați, dar faceți un singur lucru. Înconjurați în fiecare zi cetatea Ierihonului, care era o cetate cu ziduri de piatră, din rocă vulcanică și sănătoasă. Plimbați în jurul cetății, chivotul cântând din trâmbițe. Iar în a șaptea zi să faceți acest lucru de șapte ori. Și când s-a împlinit cea de-a șaptea procesiune în ziua a șaptea, în clipa aceea, zidurile cetății Ierihonului au picat. Ce au descoperit mai departe arheologii în urma săpăturilor? De ce consideră ei că a fost minune dumnezeiască și nu mână de om? De obicei, când e un cutremur, sau când este un asediu, sau când este un război din acesta de cucerire a unei cetăți, când este să dărâm zidurile cu catapulta sau cu instalații improvizate de izbit ziduri, zidurile se dărâmă, cât în interior, cât în exterior. În momentul când arheologii au cercetat atent și au făcut săpăturile la cetatea Ierihon, toate zidurile, îngerii le-au prăbușit în afară. Și o să întrebați de ce nu înăuntru? Dintr-un singur motiv. Zidul când s-a prăbușit, ce face? Face un fel de pantă, ca cei de afară să poată să urce și să năvălească înăuntru. Deci lucrul acesta s-a descoperit în urma săpăturilor arheologice ca să se dea seama că a fost lucrare îngerească. Trecerea prin Iordan a fost lucrare dumnezească. În clipa în care ei au putut face acest lucru, an de an, au venit la Iordan să sărbeze locul unde a avut loc minunea. Iisus vine în acea zonă, tot prin înștiințarea de la Tatăl, că a venit să facă voia celui care l-a trimis. Ioan fost și el trimis în pustie să vorbească. Dar de ce tocmai în pustie? Pentru că oamenii vineau acolo și se închinau Iordanului și se atingeau de apele Iordanului și considerau locul sacru, cum ne ducem noi astăzi la o mănăstire, la un schit sau la mormântul unui cuvios sau unui sfânt. Ei, și în felul acesta Ioan avea cui predica. Și în momentul când l-au auzit ce fel de om este, toată lumea l-a îndrăgit și au început să-l asculte și să-i urmeze sfatul. Și să luăm câteva idei esențiale din discursul Sfântului Ioan Botezătorul, mare personalitate ascetică, îngerească, mistică și comunicativă cu cerul. Cel ce m-a trimis, acela mi-a spus, peste care voi vedea Duhul Sfânt în chip ca de porumbel, acela este. Și a venit la Ioan toate împrejurimile Iordanului. El le propovăduia botezul pocăinței spre iertarea păcatelor. Acest botez al pocăinței n-a fost unul întâmplător. Cum v-am spus și altădată, deja în Israel, în legea mozaică, erau acele bazine de purificare în care oamenii se puteau spăla și singuri acasă și se curățau de păcatul lor, erau necurați până seara, iar a doua zi puteau să se atingă de jertfă, să meargă la cortul mărturiei, să meargă să se închine la templu, să meargă să se roage
nu era o problemă. Ioan vine și dă această lege a pocăinței prin spălarea cu apă în mod oficial, făcându-l act sacru. Dar în același moment și apa avea întrânsa ce? Blestemul de demult al lui Dumnezeu pentru oamenii căzuți în păcat de la fața lui Dumnezeu. Toate stihiile erau împotriva omului. Și apa avea nevoie de o purificare spirituală și aceea nu putea să o facă Ioan Botezătorul chiar dacă era sfânt. Trebuia să vină cel ce a creat materia să o desăvârșească. Spune în Sfânta Scriptură că Tatăl meu lucrează până acum și eu lucrez. Cele ce Tatăl le face și Fiul întocmai le face. Și Fiul face pe cele ce le vede la Tatăl făcându-le. Ce vede Tatăl făcând, întocmai face și Fiul. Un telefon sună, Dumnezeu să vadă că ați ajuns la biserică. În momentul în care Ioan Botezătorul vine în pustie și începe să propovăduiască despre Dumnezeu, automat lumea rămâne mirată și stă țintită cu ochii pe el. Și iată ce spune lucrul acesta care îl vorbim noi 600 de ani înainte, profetul Isaia. Glasul celui ce strigă în pustie, gătiți calea Domnului și drepte faceți cărările Lui. Orice vale se va umple, orice munte și orice deal se va pleca, căile cele strâmbe se vor face drepte și cele colțuroase drumuri netede. Adică la Dumnezeu nu merge cu ascunzișul. Găsim în Pentecostar, la glasul al patrulea, în săptămâna Slăbănogului, o cântare foarte frumoasă scrisă, dogmatic, despre sensul întâlnirii cu Hristos. Să ne curățim ascunzișurile inimii, să scoatem păcatul din adâncul întunericului inimii noastre, să ne luminăm prin Hristos, prin cruce și prin înviere. Iată aici același lucru îl spune și acest cuvânt. Adică tot ce-i strâmb să îndreptăm, tot ce-i denivelat să nivelăm și tot ce-i deal sau vale să egalăm, să fie, cum spune Hristos, eu vreau ca tot să fie una. Eu vreau să fiți desăvârșiți pe cum Tatăl vostru cel din cer desăvârșit este. Și toată făptura, vedeți ce frumos încheie, va vedea mântuirea lui Dumnezeu. Cel ce vine la mine nu-l voi da afară. Eu am venit să nu să judec lumea, ci să mântuiesc lumea. Și mă întorc acum de unde am rămas, pentru că începusem o idee și n-am vrut să o pierd, că se lega de altceva aici subiectul și nu vreau să-l încălcesc. Vorbim de prorocul Ioan Botezătorul. Odată cu Ioan Botezătorul, prorociile au încetat. Nu mai este ce să se prorocească. Hristos a fost vestit în chip umbros, în chip matematic, în chip biblic, în chip prorocesc prin semne și simboale. Ușa nepătrunsă, vorbind de Maica Domnului, muntele cu umbra deasă din care avea să se taie, lâna lui Gedeon din care avea să se nască Fecioara Maria și toate prorociile Vechiului Testament care vorbeau de sceptrul din sceptrul din Iacob și leu din Iuda. Deci trebuia să vie pe seminția aceasta davidică și pe seminția aceasta lui Israel curată să nu se pângărească venirea Fiului lui Dumnezeu să fie pe vița poporului ales, așa cum au rămas și în Ierusalim, în vremea lui David, doar cele două seminții, Veniamin și Iuda. Pentru că celelalte seminții s-au împrăștiat în toată diaspora Pământului și oamenii s-au pervertit, de aceea a fost nevoie să se traducă și Scriptura în limba de circulație de atunci, Septuaginta greacă, și după aceea, până târziu în zilele noastre, apoi pentru popoarele protestante, în limba latină, Vulgata, făcută de Fericitul Ieronim. Acest proroc a spus tot ce a trebuit spus. Acest proroc a arătat tot ce a trebuit arătat. De aceea găsim și astăzi foarte mulți proroci despre care Apostolul Pavel ne avertizează și ne spune. Aveți grijă că la vremea de apoi vor fi mulți proroci mincinoși care vor veni în numele meu, adică lui Hristos,
și vor înșela și pe cei aleși. Noi nu avem absolut nimic cu nicio prorocie, nu avem absolut nimic cu nicio înștiințare, v-am spus aceste semnale de alarmă care le dau Sfinții Părinți. Dacă deschidem Patericul, găsim prorocii și spune așa, când nu va mai fi dragoste între oameni, sfârșitul va fi aproape. Când nu va mai fi, omul nu va mai lua apă de la intersecția fântânii, adică nu se vor duce să se întâlnească unde este o fântână, să-și dea binețe și să ia apă, va fi sfârșitul. Când nu va mai fi cărare de la vecin la vecin, va fi sfârșitul. Când femeile se vor îmbrăca bărbătește, va fi sfârșitul. Când oamenii vor păcătui și vor depăși mânia lui Dumnezeu, va fi sfârșitul. Și tot felul de asemenea avertizări sau amendamente prorocești, care sunt de-a lungul veacurilor spuse, ba de un sfânt sau ba de altul, ele au conotație teologică numite într-un fel și teologumene sau prorocii colaterale, nu sunt biblice, nu sunt mesianice, nu sunt matematice, nu sunt cristologice, dar nu sunt de aceeași factură cu prorociile pe care le-au făcut prorocii Vechiului Testament până la Ioan Botezătorul, care vin să vorbească de Hristos. Acestea sunt prorocii despre felul cum se strică oamenii de-a lungul timpului conform cursului istoric al evenimentelor, cursului și mersului societății, conform dezvoltării și teoriilor și doctrinelor care sunt promovate și mai mult decât atât, în raport de sălbăticia și de nebunia necredinței oamenilor de-a lungul vremii, pentru că folosește Serafim Roz o expresie, și acesta este un mare teolog și un mare viitor sfânt, dacă nu fi înaintea lui Dumnezeu deja sfânt, folosește o expresie extraordinar de frumoasă. În vest, spune el undeva într-o carte, Duhul Sfânt s-a retras dintre oameni. Nu putem lua de prorocie tabu scrisă între litere. Dacă te duci în inima Americii, găsești creștini evlavioși. Dacă te duci în inima Groenlandei, poți să găsești un creștin credincios. Dacă te duci în Australia, poți să găsești un creștin credincios. Dacă te duci în Noua Zeelandă, poți să găsești un creștin credincios. Poți să te duci în orice țară arabă și poți să existe un creștin credincios. Deci noi nu știm lucrurile acestea. Dumnezeu nu ne cere nouă socoteli cu lucrările Lui divine. Mintea noastră omenească, care este limitată, necircumscrisă, dar mărginită ca putere, nu poate atinge mintea dumnezească a aseității divine. Și o să spuneți, de ce spuneți treaba asta? Doar Sfinții sunt prietenii lui Dumnezeu. Sunt prietenii lui Dumnezeu, dar ne coborâm la nivelul celui mai mare proroc și unicul proroc, înger în trup. De aceea îl și vedem pictat cu aripi în icoane uneori, simbolul ascetismului desăvârșit, până la uimire, extaz, vedere duhovnicească și vorbire cu îngerii și cu Dumnezeu, care se vede că nu le știa pe toate. Acela care mi-a spus și m-a trimis, el mi-a zis peste care voi vedea Duhul Sfânt pogorându-se, acela este. Deci, i s-a descoperit o taină la momentul la care a trebuit să îi se descopere. Nu știa el dinainte. Stai că trebuie să vină Dumnezeu azi să-mi vorbească despre acela care are un porumbel deasupra capului. Nu. Când i s-a vestit că va găsi un om deasupra căruia cerurile sunt deschise și Duhul Sfânt în timp de ca de porumbel, stă deasupra lui, acela este Hristos. Și el îl arată lumii. Așa începe Evanghelia de astăzi. Iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatele lumii. Acesta este despre care eu am zis. Că după mine vine un bărbat care a fost mai înainte de mine, fiindcă mai înainte de mine era, foarte interesant, vedeți, un bărbat care este mai înainte de mine, dar care era înainte de mine. De ce? Păi da, tu ești preot în veac după rânduiala lui Mesedec, tu ești din mai înainte de Lucifer, te-am născut. Deci, noi vorbim aici de nașterea lui Dumnezeu, lui Iisus Hristos, a cuvântului, mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut. Deci vorbim de cuvântul veșnic, nu cel de sub vrem din Fecioară. Acesta este despre care eu am zis.
Deci, vedeți, acesta este despre care eu am zis. Dar nu spune mai mult. Eu nu știam, vedeți ce frumos se legitimează, dacă are să fie arătat lui Israel. De aceea am venit eu botezând cu apă. El știa că trebuie să existe o mântuire. Știa că trebuie să existe un mântuitor. Dar el a venit să pregătească, el a venit să pregătească pocăința. De aceea și predica Sfântului Ioan Botezătorul așa începe. Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Ce înseamnă că s-a apropiat? E pe pământ. Este între noi. Și noi știm, steaua ne-a arătat că la Betleem, într-o iesele, un copilaș înfășat este Fiul lui Dumnezeu. Astăzi s-a născut vouă împărat mare. Astăzi s-a născut vouă mântuitor. Îngerii vin și spun slavă într-o cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Și Ioan spune mai departe, am văzut Duhul Sfânt coborându-se din cer ca un porumbel și a stat, a rămas peste el. Deci Duhul Sfânt a rămas peste Iisus. Nu numai s-a arătat și a plecat. Și spune ce frumos spune, eu nu-L cunoșteam pe El, dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă, deci vedeți, nu la întâmplare, m-a trimis să botez cu apă, deci Ioan a fost trimis tot de Dumnezeu să boteze cu apă, du-te și pregătește calea Fiului meu, acela mi-a zis peste care vei vedea Duhul Sfânt coborându-se și rămânând peste El, acela este Cel care vă botează cu Duhul Sfânt. Și vedeți ce spune mai departe Ioan Botezătorul, atunci eu am mărturisit că acesta este Fiul lui Dumnezeu. Ne întoarcem la subiectul nostru unde am rămas. Din coace. Deci am mărturisit că acesta este Fiul lui Dumnezeu. Și iată-L pe Ioan Botezătorul împlinind prorociile care sunt legate de Dumnezeu. Chiar dacă noi astăzi în secolul 20 și 21 am primit contestații de genul că ăsta este eretic, că nu respectă prorociile, că ce a spus Sfântul Cosma Etolianu, că ce a spus Sfântul Ioan de Kronstadt, că ce a spus Sfântul Cutare, ce au spus tareții de pe urmă. Toate au fost spuse de acești oameni sfinți, dar nu au avut precădere divină și teologică cu vreo descoperire sau cu vreo informație legată de Cristologia Fiului lui Dumnezeu și de problema ființei dumnezeiești sau de ipostasurile Sfintei Treimi. Despre Duhul Sfânt, despre Tatăl și despre Fiul a vorbit numai Scriptura Vechiului Testament. Atât. Noi nu mai știm alte prorocii mai noi legate de Duhul Sfânt decât cele care le avem consemnate în Sfânta Scriptură. În chip ca de porumbel în Vechiul Testament, o teofanie și o epifanie și o arătare desăvârșită, apoi momentul cincizecimii, o arătare desăvârșită a Duhului Sfânt, răstignirea, moartea, nașterea și învierea, înălțarea Domnului Hristos, o arătare desăvârșită a Fiului și mai ales cu precădere la botez la Iordan înainte de a începe activitatea mesianică, El e mielul lui Dumnezeu ce ridică păcatul lumii, iar despre Dumnezeu Tatăl avem primul cuvânt al Sfintei Scripturii. Într-un început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Deci din start Scriptura ne vorbește de un Creator. În rest, noi nu avem ce adăuga, noi putem adăuga prorocii din acestea, v-am spus. Noi trăim secolul 20 și secolul 21, epoca prorociilor moderne, ca să spunem așa, în care n-aș putea să mă legitimez spunând chiar cu tărie acest lucru, dar l-aș subscrie ca idee. Orice părinte care vrea să pară îmbunătățit, sau poate chiar este. Nu contestăm lucrul ăsta. Vine să spună ceva care să lase ce? O umbră. De exemplu,
mereu îmi pun întrebarea, ce ar trebui să prorocesc sau ce ar trebui să spun ca să mi se pare interesant ca lumea să rămână marcată și să spunem că îl poate urma pe Dumnezeu. Mai mult decât Ioan Botezătorul, pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Și iată prorocie. Securea stă la rădăcina pomului, parusie. Cel aduce roadă, stai și se aruncă în foc. Iată. Griul se strânge în jitniță, pleava la foc nestins. Categoric, se vor alege binele de rău, sau cei buni de cei răi. Iarăși în Sfânta Evanghelie, se vor alege oile de capre, pe cum păstorul alege oile de capre, așa va alege Dumnezeu sau Îngerul Dumnezeu pe cei buni de cei răi. Ce aș putea să vin să spun nou? Da, aș putea să spun un singur lucru. Dacă credeți cu adevărat în Dumnezeu, vă puteți mântui. Poate ar fi singura prorocie, poate care a rămas nespusă sau ar trebui repetată mereu. Dar noi nu avem cu ce argument nou să venim peste învățătura Noului Testament, când Apostolul Pavel în cele 14 epistole a punctat total tot ce trebuie spus. Când se întâmplă, de exemplu, mai stau și eu cu ochii prin tehnologia asta modernă, și văd, ai văzut ce a spus părintele cu tarea cu câțiva ani? Ai văzut că acum s-a împlinit? Și leagă evenimentul de niște chestiuni din astea puierile. Nu a fost război acolo, că s-a întâmplat acolo aia, că s-a întâmplat acolo dincolo. Mântuitorul Iisus Hristos ne-a spus aceste lucruri la Evanghelia de la Matei, înainte de a fi scrisă Evanghelia lui Matei. Vedeți să nu vă înșele nimeni. Vor fi războaie mari pe pământ și răzmerițe pe alocuri și va fi durere și scrâșnirea dinților, dar sfârșitul nu e aproape. Vor fi semne mari în lume și în soare, în stele și în soare. Soarele se va întuneca, luna se va roși ca sângele, dar sfârșitul nu e aproape, e începutul durerii. Vor veni unii și vă vor spune că Hristos e aici sau e dincolo. Sau este acolo, sau în cetatea cu tare. Nu vă duceți, împărăția lui Dumnezeu e înăuntru vostru. Iarăși vine Hristos și spune, mulți vor veni în numele meu, făcând minuni și semne. Deci băgați de seamă, minuni și semne. Să nu-i credeți. Ce ar trebui să vedem noi astăzi, ca să ni se pară necesar pentru a numi lucrul acela o prorocie? Absolut nimic. Toate au fost spuse de Hristos. Veți fi prigoniți din pricina numelui meu. De 2000 de ani, prigoana n-a încetat niciodată ca să punctăm cu Siria de astăzi. Veți fi dați la moarte. Veți fi duși la dregători și împărați. Ce s-a întâmplat cu temnițele comuniste. Vă vor ucide din pricina numelui meu, crezând că aduc slujbă bună lui Dumnezeu. S-a petrecut lucrul acesta, 50 de ani de comunism, numai nenorocitul de Stalin, cred că au murit peste 10 milioane de oameni. 10 milioane de oameni. A făcut martiri, au umplut calendarele de sfinți. Sub ideologia unei tâmpenii, un om fixist pe o anumită idee. Ce ar putea să mai fie nou când Hristos a spus? Nu vă temeți de cei ce ucid trupul și nu pot ucide sufletul. Temeți-vă numai de cei ce pot să ucidă și sufletul și trupul. Lucru care l-am trăit în comunism, prin negația existenței lui Dumnezeu, prin teoria ateismului și a materialismului științific dialectic ăsta, marxismul ăsta. Ce ar putea să mai fie nou într-o prorocie când Iisus Hristos, deci când Iisus Hristos ne-a spus așa, sluga nu-i mai mare decât stăpânul. Dacă pe voi v-au prigonit, întâi pe mine m-au prigonit. Dacă de voi au ascultat, înseamnă că și pe mine mă ascultă și pe cel care m-a trimis. Dar dacă de voi nu ascultă, nici de mine, nici de cel ce m-a trimis nu ascultă. Și iarăși spune Hristos, Satana, găsim în epistolele lui Pavel, Satana poate lua chipul îngerului de lumină. De aceea spune, cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu,
Vine Apostolul Pavel și ne spune, păstrați unitatea Duhului într-o legătură a păcii și ca să înțelegem ce înseamnă unitatea Duhului, mai vine Pavel și ne arată care sunt roadele Duhului Sfânt. Pacea. Deci când e război, clar nu-i Dumnezeu. Bucuria. Când e tulburare, nu-i Dumnezeu. Pacea, liniștea, bucuria. Curăția. Îndelungă răbdarea. Împotriva unora ca acestora nu este facere de bine. Împotriva unora ca acestora nu este lege. Acestea sunt roadele Duhului Sfânt. Deci când vedem între oameni acest lucru, știm că Duhul Sfânt este prezent. Deci ce ar putea să prorocească cineva? Vai că nu știu mai ce tehnologie sofisticată s-a făcut. Vai că nu știu ce metodă s-a mai inventat. Vai că nu știu ce au mai născocit. Avem două metode. Ori să trăim cu capul în sac, ca sălbaticii, lucru care într-o lume modernă este imposibil, trebuie să te sui în avion când pleci, trebuie să dai drumul la radio dacă vrei să fii informat, trebuie să dai drumul la televizor, trebuie să-ți faci un tomograf, trebuie să-ți faci un ecograf, trebuie să suporți o operație la paroscop, trebuie să suporți o operație la robotul medical, cibernetica, trebuie să suporți un mecanism modern de tehnologie, poftim, s-au inventat metode când omul nu are o mână sau un picior și îi pui un senzor undeva în cap și el pășește cu un picior mecanic ca și cum e piciorul lui real. Asta este tehnica. Vrei să trăiești în sistem conservatorist, să spunem, sau în sistem natural, te supui legii naturale în măsura în care poți. Dar copilul tău intră în contact cu școala, intră în contact cu colegii, intră în contact cu lumea. Dacă vreți să vedeți un singur drăgușor care domină tot pământul, dacă vrea și face ce vrea el, este acest mic telefon mobil care cu toate aplicațiile care are pe el, tu fără să vrei ești un mare savant și un om de știință, pentru că tu ai la picioare toată lumea. Ce vrei că auzi pe el? Te duci pe YouTube, te duci pe Google, te duci pe... Ce vrei tu? Știință, cultură, matematică, muzică, geometrie, geografie, pornografie, dar ce nu găsești pe el? Și tu folosești ceea ce îți folosește. De aceea, prorocia este aceasta. Tot Apostolul Pavel ne dă. Toate ne sunt îngăduite, dar nu și toate ne folosesc. Deci noi, chiar dacă am câștigat toată lumea, ținta noastră supremă, cred că unica prorocie care ar trebui să o ține minte de dimineață și până seara, dacă lui Ioan Botezătorul suna pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu, al lui Apostolul Pavel suna, nu toate câte ne sunt permise, ne și folosesc, chiar dacă ne sunt îngăduite, al lui Hristos sună cel mai bine. Privegheați și vă rugați să nu cădeți în ispită. Și tot și al lui Pavel, neîncetat vă rugați. Dar are Hristos una și mai simplă, unde spune așa, ce-ar da omul în schimb pentru sufletul său, dacă toată lumea ar câștiga-o și sufletul ar pierde. Cred că asta ar trebui să o afișăm zilnic, pe ușă, pe geam, pe casă, la intrare, în mașină, oriunde. Ce-ar da omul în schimb pentru sufletul său, dacă toată lumea a câștigat-o și sufletul și el pierde? Este singurul punct pe care ne putem centra. Și iată-l pe Ioan Botezătorul făcând remarci de acest gen, de această problemă. Veneau la el oameni falși și se botezau. Deci venea cu Duhul, categoric. Bă, pui de năpârcă și de viperă. Cine v-a spus vouă că scăpați de mânia ce are să fie, adică de judecata înfricoșată? Faceți dar roade vrednice de pocăință. Și își mustră cu ce cucetau în sine, ca să vezi că le știa și gândurile. Nu mai spuneți în voi înși vă, avem tată pe Avram, căci vă spun că Dumnezeu poate din pietre să ridice pe fiul lui Avram. Adică din oameni necredincioși să facă oameni credincioși. Dumnezeu poate schimba fața lumii, că El vrea și o face. Acum securea stă la rădăcina pomilor. Orice om care nu face roadă bună să taie, orice pom care nu face roadă bună să taie și să aruncă în foc. Și iată că la această vorbă grea, că orice pom poate face, care nu face roadă bună să taie și să aruncă în foc, se vede că Ioan Botezătorul a folosit o expresie pe care mai târziu o găsim în pildele Mântuitorului Hristos. Pilda smochinului neroditor. Și venind stăpânul și văzându-l fără roade, avem două versiuni.
Într-un loc trecând Hristos și întinzând mâna în pom să mănânce, a văzut că are doar frunze. Dumnezeu l-a blestemat spunând așa, să nu mai faci roadă în veac. Și el s-a uscat și ucenicii s-au spăimântat de ce a făcut aceasta. Vedeți ce interesant? Deci sunt oameni care, într-adevăr, prin felul lor de a fi, s-ar putea să nu facă roade niciodată. Și atunci Dumnezeu scurtează și măsura păcatului, și adâncimea păcatului, și pornirea păcatului, și nestăpânirea păcatului, și mizeria păcatului, și străfundurile extinderii și adâncimii lui. Adică să nu mai poată să contamineze pe alții. Și așa se explică că de-a lungul istoriei tot felul de criminali din ăștia sufletești, care au maltratat oameni, care au distrus biserici, care au zădărnicit lucrarea dreptei credinței, care au contestat puterea lui Dumnezeu de la Nero și până astăzi, dacă vreți, sau dacă vreți, de la Hristos până astăzi, toți antihriștii ăștia au trecut prin furca gaudina morții, care este finalul oricărui om ticălos ce stă împotriva lui Dumnezeu. Cine nu este cu mine este împotriva mea, spune Hristos. Îl mai găsim pe același pom neroditor în altă pildă evanghelică în care stăpânul acelei grădini spune așa, să-l mai lăsăm un an, așa spune biserica, cealaltă vreme a vieții noastre, în pace și în păcăință, o săvârșit la Domnul să cere. Sfârșit creștineți vieții noastre și răspuns bun la fricoșata judecata lui Hristos să cere milă și iertare de păcate la Hristos Dumnezeu nostru să cere. Deci înseamnă că este o vreme când ne putem îndrepta. Și iată-L pe Domnul Hristos spunând așa, în pilda respectivă, să-L mai lăsăm un an, să-L udăm, să-L prășim, să-L îngrijim, poate la anul va face roade și apoi să-L tăiem. Deci vorbim de mila bunătății divine, de bunătatea dumnezească, de îngăduința, de îndelung răbdare, cum spune la ceasul 3 și 6, îndelung răbdătorile, mult milostive și mult milostive, de care pe cei drepți iubești, pe cei păcătoși miluiești. Deci este o miluire a celor păcătoși ca semn de îndreptare lor. Ei, iată că Ioan Botezătorul face aceeași remarcă. Acum securea stă la rădăcina pomului, adică voința dumnezească. Noi folosim termenul sabia lui Damocles deasupra capului. Nu există sabia lui Damocles. Există conștiința noastră. Ori ești animal, ori ești om. Ori ești creștin, ori ești cretin. Din două una trebuie să fii. Nu poți să fii șașa, șașa. Ori placi lui Dumnezeu și faci ceva constructiv sufletului tău și societății din care faci parte și îți aduci aportul la cultura, la educația, la morala, la tot ce face societatea constructiv, ori te separi. Că așa spune Pavel, feriți-vă de cei răi. Sau spune cu cine te însoțești ca să spun cine ești. Deci, proverbile acestea au rădăcină în societate. Și oamenii când au auzit lucrul acesta, că pomul se taie și se aruncă în foc, și-au pus deodată întrebări, că așa e lumea, are întrebări. Și iată-i pe oamenii din vremea lui Ioan Botezătorul întrebând un pustnic despre treburi sociale. Deci tu vii din adâncul pustiei, vorbești cu îngerii, stai cu îngerii, vorbești cu Dumnezeu, habar n-ai ce la cerșaf moale, haine de mătasă, mâncăruri bune, petreceri, rețete, masterchef, modă, Steinman, Armani, și vii tu din pustie cu haina de cămilă în spate, încins, cu cureaua care mănânci lăstarși miere de pe unde pune o gâză acolo, o puțină dulceață pentru 4-5 boci de puișori care îi va crește la anul, și vii să înveți populația ce trebuie să facă în mijlocul culturii și civilizației. Și mulțimii le-au întrebat, păi ca să n-ajungem în foc, ce să facem, deci? Iar Ioan le zicea, cine are două haine să dea celui ce nu are și cel ce are bucate să facă asemenea? Să simplificăm, să nu intrăm prea mult în povestea asta. Filantropie, milostenie. Milostenia sparge cer. Este lucru care noi l-am discutat în creștinism de 2000 de ani permanent. Mai pune un polonic de apă în borș să poți da cuiva un borș cald. Mai cumpără o pâine în plus care e 1,50 lei, chiar dacă ești sărac, că va mânca un sărac la casa ta și sigur vei avea folos sufletesc și tu. Dă un măr cuiva, dă un biscuite,
Dă o bomboană, dă o vorbă bună, dă o îmbrățișare. Dar fă ceva. Și cu bulendrele la fel. Să ne gândim la capitolul bulendre, la o singură chestie, la haine, mă refer, la vestimentație. Dacă ne ducem în garderoba unei cucoane de lux, și avem, slavă Domnului, că femeile sunt și creative, și constructive, și strângătoare, și risipitoare, și adunătoare. Găsești 6 dulapuri de rochii și de haine care nu le-a îmbrăcat niciodată. De-aia le spală, le apretează, le parfumează, le așează pe umeraș, iar le aerisește, iar le duce în dulap. Ei, decât ar sta acolo și ar putrezi sau ar munce grijă, ar nu miros. Mai de la unul care n-are. Vedeți ce simplu vorbește Ioan Botezătorul. Adică nu le ține să le arunci, nu le da pe foc, nu le duce la second hand sau cum se cheamă, ca să scoți bani pe ele. Dă-le de pomană, oprește 10 care îți plac și 3 care nu-ți plac, dă-le. Sunt oameni care au 50 de încălțări, 50 de poșete, 50 de pături, 50 de perne, 50 de paltoane, 50 de costume. Oprește-ți 40 și 10 dări și ai împlinit cuvântul lui Ioan Botezătorul. Vedeți ce simplu. Au venit și vameșii. Ați văzut câtă problemă și cu vameșii ăștia, de Icotul și Anapul, de ziua îi verifică. Și-au spus și ei, învățătorile, dar noi ce să facem? Ce simplă este legea pentru omul cinstit? Să nu faceți nimic mai mult peste ce vă este rânduit. Ce le spune Ioan Botezătorul într-un cuvânt modern de astăzi? Respectați fișa postului. Fiți cinstiți, fiți corecți, fiți sinceri, slujiți vama sau țara cu credință. Scurt și la obiect. Un pusnic să-ți vorbească despre fișa postului. Fă ce ți este rânduit și nimic mai mult peste. Vedeți? Au venit și ostașii să boteze. Și o să mă întrebați acum de unde ostași? Ce, Israel avea ostași? Nu. Erau romani care erau marcați de atitudinea lui Ioan Botezătorul, de viața lui Ioan Botezătorul, de credința unor evrei adevărați, curați și plăcuți lui Dumnezeu. Și căutau pe lângă zei aceștia din panteonul roman plin de tot felul de zeități să găsească un Dumnezeu al justiției, al corectitudinii, al dreptății. Și iată ce îi întreabă și ei pe Ioan. Dar noi ce să facem? Ce-i un ostaș? E un mercenar, e plătit, da? Omoară, ucide, cucerește, pradă, sfâșie, curvește, violează, taie, omoară. Iată ce frumos le vorbește Ioan Botezătorul. Lor le vorbește mai mult, pentru că și activitatea de mercenar ostaș în leafă, ca și armată, la vremea respectivă, presupunea ceva mai mult. Să nu asupriți pe nimeni. Să nu învinuiți pe nimeni pe nedrept. Și să fiți mulțumiți cu solda voastră. Vedeți ce interesant? Simplitatea, onestitatea, demnitatea, bărbăția, cumpătarea. Toate virtuțile filocalice sunt cuprinse între aceste îndemnuri. Nu asupri, nu învinui, nu fi nedrept și mulțumește-te cu solda, cu ce ești plătit. Adică nu îți mai face tu dreptate ucigând sau furând sau răpind de la altul. Poporul s-a mirat tot și au zis în sinea lor, oameni, oare nu ăsta e Hristosul? Deci se vede că poporul aștepta un Mântuitor. Și iată ce le spune Ioan, nu putea să umfle în pene, să zică, mă, da, este un Hristos, dar până la el eu sunt acum, eu ce spun, nu. Ioan Botezătorul se pleacă total înaintea lucrării divinității și spune așa, eu vă botez cu apă, dar cel ce vine după mine e și mai tare, și mai mare decât mine. Eu nici nu-s vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei. Adică nici nu înțeleg teologia cu care vine. Deși sunt proroc, deși sunt sfânt, deși sunt înger cu viața, eu n-am pătruns în tainele cele înalte de nu mi s-a descoperit. Și găsim lucrul acesta în Evanghelie spus de Domnul Hristos. Nimeni nu cunoaște pe Tatăl
și nici pe Fiul, decât acelea care va voi Tatăl să-i descopere. Eu sunt ușa Tatălui, cel ce vrea să vină la Tatăl, prin mine vine. Vedeți ce interesant și frumos? Deci, nu e o minciună, Ioan Botezătorul spune, eu nu știu să dezleg cureaua încălțămintei, adică cărarea acestor învățături. Dar știu că El vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Și acum Ioan Botezătorul trece la o etapă superioară, vorbind de parusie, ca să vedeți că Ioan vorbește primul de parusie, nu trebuia să vină altcineva și prorocii moderni de astăzi, care toți știți cum sunt prorocii de azi, dacă ar putea după dâns și mâine să vină sfârșitul lumii și să stea la televizor mâncând semințe sau schimbând canalele și să se uite cum face Dumnezeu rău în lume. Parusia vine într-o clipeală de ochi. Așa spune Scriptura. Într-o clipeală de ochi toate vor fi la judecată. Și cele cerești, adică îngerii, și cele pământești, oamenii, și cele de desubt, draci. Și Iacob spune în epistola sa, și dracii cred și se cutremură. Și ei se tem de Dumnezeu. Știu că va veni o judecată când și ei vor suferi iad ca și păcătoșii. Acum iadul pentru ei e o delectare și o, dacă vreți, un fel de distracție, pentru că ei abia îi chinuie pe păcătoși, dar când va veni judecata și ei se vor chinui alături de păcătoșii pe care i-au înșelat la fel ca și ei. Și iată cu ce înălțime vorbește Ioan Botezătorul despre lucrarea Fiului de acum. Lopata lui este în mâna lui, judecata. El va curăța aria și va aduna grâu în jâtniță și pleava o va da la foc de stină. Adică cei buni și cei răi. Dar folosește termenul foc nestins, adică veșnic. Este cuvânt vechi. Însă și multe alte îndemnuri le propovădea poporului ca pe o veste bună. Irod tetrarhul fiind mustrat pentru irodiada femeia lui Filip că curvărea cu ea și multe alte rele care le-a făcut, l-a prins pe Ioan și l-a băgat în temniță. Deci vedem sfârșitul lui Ioan. Când mai vorbim de Ioan Botezătorul, la tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul. Și astăzi am marcat întreaga personalitate cu activitatea divino-mesianică, dacă vreți, în care el are rolul de protagonist și de descoperitor și de arătător al lumii că există un Fiu al lui Dumnezeu ce ridică păcatele lumii, mântuiește lumea, vindecă lumea, salvează lumea, ocrotește lumea, păzește lumea, o sfințește și o desăvârșește. Începând de la baia Sfântului Botez, ușa tainelor, sau altoirea în butuc cu Hristos, noi mlădițele, și în final, parusia când toți, cum spune Iisus Hristos, eu aș vrea ca toți să fie una, și când mă voi duce la Tatăl, pe toți îi vreau și pe niciunul din care mi-a dat, nu vreau să-i pierd. Noi hotărâm dacă ne pierdem sau ne pierde. Dacă ne pierdem noi de Hristos, atunci ne pierde și El, nu vă cunosc pe voi. Dacă noi nu ne pierdem de Hristos, nici El nu ne poate pierde. Pentru că El răspunde cu bunăvoință la bunăvoință și cu dragoste la dragoste. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe unicul Său Fiul l-a dat la moarte și ce fel de moarte, moarte pe cruce. Spune în final că după ce s-a botezat tot poporul, vedeți ce frumos, după ce, un lucru care n-a fost menționat până astăzi, după ce s-a botezat tot poporul, abia atunci s-a botezat și Iisus rugându-se. De aceea spune că în apă n-a zis nimic ce a tăcut. Tată, din toți câți mi-ai dat să nu pierd pe niciunul. Aceasta e rugăciunea Domnului Hristos. Și atunci s-au deschis cerurile, s-a coborât Duhul Sfânt în chip trupesc, ca un porumbel și s-a făcut glas din cer. Tu ești Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit, iar la popor le spune pe El să-L ascultați. Ce vreau să vă spun ca încheiere? Deci vorbim de cinzecimea apostolilor cu foc, vorbim de cinzecimea Iordanului cu porumbel și cu apă sfințită. Deci oamenii se bagă în apă și se spală, se iartă de păcate și apoi ies și Duhul Sfânt se plimbă pe deasupra apelor așa cum se plimba odinioară
în cartea afacerii, în referatul biblic, în materia, stătea gata să nască și să creeze, cum arată referatul biblic, zi după zi, așa și oamenii așteptau să dobândească certificatul de moștenitor al împărăției cerurilor. Lumea credea în El și îl urma pe Iisus. Închei prin a vă spune doar esența, chintesențelor, când Iisus a terminat 3 ani și jumătate de activitate publică, nimeni n-a spus, hai să-L urmăm pe omul acesta că este mare. Hai să-L urmăm pe omul acesta că ne-a vindecat bolnavii. Hai să-L urmăm pe omul acesta că orbii văd, șchiopii umblă, leproșii se curățesc, demonizații se izbăvesc. Ne-a hrănit în pustie cu pâine, fără muncă. Ne-a arătat semne și minuni pe care nimeni nu le-a mai făcut. Și avem acest cuvânt în Scriptură când spune așa, nimeni n-a vorbit ca omul acesta. Nimeni n-a mai văzut vreodată un orb din naștere să vadă. Nimeni n-a mai văzut vreun mort să învieze din morți și să vorbească, referindu-se la Lazar. Și totuși, la toată activitatea aceasta a poporului pe care Hristos a depus-o cu toată străduința, s-a auzit un glas din mulțime. Dacă îl lăsăm pe omul acesta, tot poporul va merge după el și au hotărât să-l omoare. Deci aceasta este rezultatul activității Sfântului Ioan Botezătorul și a Domnului Hristos în cei 3 ani și jumătate de misiune publică, moartea și excluderea din societate. Adică care este finalul? De ce să îndreptăm o societate putredă când putem să fim veșnic victime și să profităm din putreziciunea ei? Și de ce să nu fim urmașii adevărului și ai corectitudinii? Că atunci ne periclităm pe noi, că e mai ușor să fii victimă colaterală, murdară, profitând, decât un om drept și cinstit, lucrând și fiind onest, așa cum o cere Ioan Botezătorul. Deci, Evanghelia de astăzi este o lecție pentru acasă. Ori ne integrăm într-o societate perseverentă, pe valori verticale și spirituale, morale și intelectuale, ori continuăm să ne complacem în mocirla în care suntem și să spunem, ăla e de vină, ăla e de vină, ăla e de vină, ăla e de vină, ăștia sunt de vină, ăia sunt de vină, noi n-avem nicio vină. Și îmi place ideea pe care am citit-o undeva, n-aș putea să vă spun la cine, e o întrebare.